Lenovo Yoga Pro 2 poate fi tot ceea ce îți dorește sufletul să fie. Poate fi tabletă, poate fi notebook sau ecran de vizionat filme și, de fapt, orice altceva. Atunci când la toate acestea se adaugă și renumele producătorului, avem de-a face cu un adevărat hit. Când spui Lenovo, spui eleganță și materiale de calitate, spui tradiție și putere, dar mai ales produse care nu dezamăgesc. Anul trecut am examinat atent Lenovo Yoga 13, tabletobook-ul, așa cum l-am alintat atunci. Astăzi urmează să examinăm Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro, care în mare parte oferă cam aceleași lucruri ca și Yoga 13, doar că de această dată upgrade-ul hardware a fost considerabil. Yoga 2 poate fi orice își dorește utilizatorul. Vrei un laptop? S-a și făcut. Vrei o tabletă? Problemă rezolvată. Vrei să te uiți la filme în plan orizontal? Dai pur și simplu tastatura peste cap, doar o dată, pentru că datul peste cap de 3 ori funcționează doar în poveștile cu făt frumos. Oricum, ideea este că ai un monitor instant. Toate aceste beneficii vin fără să-ți faci probleme că vei zgâria carcasa, aceasta fiind realizată dintr-un material rezistent la zgârieturi. Acest beneficiu de mobilitate nu sacrifică greutatea, așa cum se întâmplă de exemplu la Microsoft Surface Pro 2, greutatea lui Yoga 2 Pro fiind de doar 1,3 kg, pline ochi cu tehnologie ultra-performantă. Tabletbook-ul vine cu 3 variații de procesor din seria Haswell, mai exact un i3, un i5 și un i7. Are 2, 4 sau 8 GB de RAM în funcție de model și un SSD, care și el variază în funție de model, de la 128 de GB până la 512. Ecranul nu lasă nici el de dorit, fiind un QHD Plus IPS de 13,3 inci, iar pentru cei care nu vorbesc limba tehnică a producătorului, asta se traduce printr-un ecran fără unghiuri moarte de vizualizare, cu o rezoluție de 3200x8800, adică foarte mare. De partea video se ocupă Intel Graphics HD 4400, pe care puteți să jucați un Grid 2 fără probleme. Conectivitatea nu a fost nici uitată, Yoga 2 Pro având toate dotările posibile pentru a înlocui laptopul dumneavoastră, uzual, cu Brio. O cameră web 720p, un USB 2, un USB 3, mufele audio obișnuite, micro HDMI pentru ieșirea video și un set de boxe Dolby Digital. Tastatura este și ea un deliciu. Tastele sunt spațiate atât cât să ai o experiență de utilizare plăcută, iar interiorul este acoperit de o peliculă de cauciuc fin la atingere, pe când tastele sunt acoperite de un strat ce pare a fi din piele artificială. Singura problemă este faptul că, dacă lași tastatura prea mult timp expusă, urmele de praf se vor vedea imediat. Din fericire, o simplă cârpă rezolvă problema, petele nefiind o problemă în acest caz. Probabil cel mai interesant aspect al acestei tablete este că cei de la Lenovo au customizat sistemul de operare Windows 8 pentru a oferi utilizatorului o experiență mult mai fluidă. YogaPix se activează în funcție de poziția tastaturii. De exemplu, când aceasta este în modul Stand, Windows-ul va recunoaște asta, la fel și cu restul pozițiilor în care poți pune tableta, oferind și o serie de aplicații ideale pentru modul de utilizare ales. La asta se mai adaugă și o serie de aplicații specifice Lenovo și putem spune că munca depusă de producător este cât se poate de satisfăcătoare pentru cel mai exigent utilizator.